seară avem parte de un eveniment monden, îmi permit să-l numesc de calitate, dat fiind faptul că veți urmări două colecții ale unui tânăr designer reșițian, colecții ce sper eu vă vor lăsa o impresie plăcută și de asemenea sper să plecați cu bucurie în suflet și cu gândul la marea sărbătoare a nașterii Domnului. Mă bucur că ați venit în număr atât de mare la această manifestare a cărei organizator este nimeni alta decât Organizația Liberală Reșița, care merită aplauzele dumneavoastră. Să vorbim în special despre designerul ale cărei colecții, ale cărei colecții le întâlnăm în această seară. Este vorba de Anca Zaharia. Sunt de Zeppelinul Woodstock-ul, știți despre ce vorbesc. Anca Zaharia este studentă, probabil majoritatea cunoașteți acest aspect, studentă în anul 2 la Facultatea de Design, specializarea modă. Iar în următoarea prezentare, trecem la prezentare. Pentru început, colecția inspirată din perioada Art Deco. Muzica maestră. Primul model, Mara. Stăpâna inelelor. Perioada Art Deco. Această perioadă a fost una de schimbări sociale spectaculoase care a afectat mai ales femeile. Între anii 1911 și 1919, mișcarea feministă a început să se impună tot mai mult. A fost și perioada primului război mondial, care o nouă generație a venit în centrul societății. Pentru o perioadă de prosperitate, Statele Unite ale Americii, jazzul, prohibiția și noile valori au făcut ca moda și mai ales moda feminină să capete o nouă importanță. Care respinge normele sociale stabilite, care reacționează spontan și
și care promovează exprimarea liberă, iubirea și exprimarea conștiinței, deseori având părul lung și haine neconvenționale, folosind uneori substanțe alucinogene. Bianca, Carmen, Andrea, Alexandra, Gabi.
Delia. Vă reamintesc o manifestare realizată de Organizația Liberală Reșița pentru dumneavoastră. Asta, Partidul Național Liberal, ca în fiecare an, a organizat o întâlnire cu membrii simpatizanți și prieteni ai Partidului Național Liberal, presa din județ, presa din Banatul Montan, și ne bucurăm împreună că am reușit să depășim un an care n-a fost ușor pentru nimeni, sunt convins, nici pentru noi, și intrăm cu încredere în 2012, în anul în care cred că vom reuși să întoarcem România din drumul ei la vale. Să o întoarcem sau cel puțin să stopăm declinul acestei țări. E adevărat că mai avem de așteptat până la finalul anului viitor, în octombrie-noiembrie, dar sunt încrezător și convins că liberalii alături de alianța sau în alianța USL vor reuși să trimită acasă pe Deu la anul și 4 ani să stea în opoziție. Se bită în mediul politic? Cum devea venit ideea? Politica trebuie să promoveze și frumosul, trebuie să promoveze și arta, trebuie să promoveze și valoarea. Pentru că în lumea politică trebuie să își facă încet, încet loc cu oamenii care au valoare, oamenii care au dreptul să se exprime, oamenii care pot să se exprime. Și de ce nu? Chiar și un tânăr artist trebuie să aibă acest drept de a se prezenta în fața lumii așa cum este el, chiar dacă și în fața lumii politice. Ne spuneți câteva cuvinte și despre creator, despre domnișoara care a prezentat astăzi? Domnișoara este o tânără studentă, reșițeancă, este studentă la design și din aceste, unul dintre studenții țimeritoși care a avut organizate prezentări de modă în județul Arad și din aceste motive am considerat că este bine pentru noi reșițenii să ne promovăm și noi tinerii aici la noi acasă. Aceste motive, astăzi, înaintea sărbătorilor de iarnă, când cu toții ne pregătim să fim mai buni, ne pregătim să fim mai frumoși, am considerat că este un moment oportun să organizăm această prezentare de modă, care, al cărui scop, putem spune că a fost, de fapt, acela de a arăta